G2A, jocurile mari te privesc din întuneric, arată-le cine e șeful cu o vâlvătaie de reduceri. Caută detalii în descriere. Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am găsit, dragii mei, din micuța vacanță în care am fost plecat. Măi, fraților, câteva comentarii foarte, foarte enervante pe care le-am primit pe parcurs. Sky, dar de ce nu citești comentariile, Sky? Dar tu nu ne mai iubești, dar chestiile genul ăsta... Dude, nu am zis că sunt plecat? Nu am zis că nu o să pot citi comentariile? S-a trebuit să spun în fiecare videoclip? Nu știu. Deci sunt unii oameni care vor să vadă cum arde lumea. Și care vor să mă bage în pământ, nu alta. Pleacă. Așa. Hai să plantăm pe aici, te rog. Așa, și să mai plantăm pe aici, te rog. Așa, uști. Așa, asta vrem să îl mâncăm. Perfect. Bun, domnilor, hai să ne uităm noi un pic de tot la hartă și să vedem cu ce se mănâncă treaba asta pe aici. Bun, deci primul și primul lucru, trebuie să plecăm de pe insulă ca să facem rost de aur. Așa, una, două. Incredibil, știm să numărăm. 3. Perfect. Așa, și acum trebuie să facem noi rost de... Opa, ce cupon să stă de pe engine? Trebuie să facem rost de un pic de bambus. Așa. El de jos de acolo, te rog. Am observat că sunt unii oameni care fac speedrunners pentru chestia asta. Din păcate nu realizez exact de ce, ca să facă rost de liane și chestii de genul ăsta, folosesc o lopată, că e mult mai rapid și mai ușor să scoți astea din pământ cu o lopată. Dar uite că eu nu știu cum reușesc oamenii ăștia să facă treaba asta. Aoleu, da, stai că trebuie să ne ducem așa. Deci stai puțin, mi este dat să înțeleg faptul că un bird net, net ăsta, se poate face, use a science machine to build a prototype. Nesimțire. Ok. Facem la stânga? Hai să mergem la stânga. Trebuie să prindem frumusețile astea și să începem o mini fermă de flori, că nu se mai poate. Și pare să că prima insulă este ideală pentru a ne stabili. Avem un păianjen, avem un porc, avem foarte multe chestii care să ne ajute pe fix pe prima insulă. De asemenea, m-am interesat un picuț și cu ce se mănâncă Abigail. Se pare că sora ei este de fapt o fantomă care ne poate ajuta cu atacurile și chestii de genul ăsta. Pardon, scuze. Ai, mă, nesimțire, frate. Deci s-a spawnat fix în fața mea valula, mă jur. Deci o să putem profita la maxim și de fantoma aia, care are vreo 600 de viață sau ceva de genul ăsta. Destul de mult, sper să nu mă înșel. Și care o să... Și care o să fie un fel de bodyguard pentru noi, ceea ce este super, super bine. Hai la stânga, hai la stânga cu... Nu găsim? Hai te rog. Astea o să le putem prinde la un moment dat, m-am interesat cu, iar așa, cu un fishnet sau ceva de genul ăsta. Este, zim că găsim aur. Pleacă-m, aur. Aur. Ok. Mai zoom de atât, dar nu văd, nu? Deci văd o mangrove aici, ceea ce e bine. Ăștia am învățat noi pe parcurs că pot fi... zimei. Dacă îl tai, crește la loc, fără absolut niciun fel de problemă. Pick up ring thing. Ok, nu mă interesează momentul de față acest ring thing. Empty bottle, iarăși nu mă interesează. Pe parcurs cred că putem să facem ceva interesant cu empty bottle. În momentul de față nu mi-aduc eu foarte bine aminte. Ok, deci am explorat un picuț. Pare să că nu găsim nimic interesant aici pe insulița asta, ceea ce înseamnă că o să ne ducem noi în continuare să vedem mai la stânga. Cât de mai la stânga putem să ducem? Wow, ok. Tocmai ce mi-am auzit aminte că trebuie să-mi instalez un mod cu care să-mi pun un minimap.
Hai să luăm și răhățelul, că măcar știm că e bun de pus pe, pe foc, dacă nu nimic altceva. Peșteșuri aici. Interesant. O, oh, perfect. Încă o insulă aici cu jungla. Hai, ești, te rog. Hai, hai, dăm o piatră cu aur. Dăm o piatră cu aur, te rog. Maimuțe. Am găsit, fraților, soluția pentru maimuțe, dacă vă vine să credeți sau nu. Există în joc o mingiuță pentru maimuțe, care e un fel de momeală. Și abia aștept să o fac. Trebuie să facem rost de câteva... Nu știu, o să ne jucăm noi pe parcurs cu chestia asta. Dude, what the hell? Așa, avem un răhățel aici. Ce urât a făcut? Îmi pun răhățel aici. Mă, nene, serios, stai așa că am dat zoom prea mult. Deci piatra aia nu e piatra de care vrem noi. Ok, stai să mă duc aici până la capăt, că e mai rapid. Hopa, pick up fishbone. What the... Packing baggings. Asta e un fel de trader, nu? Asta e un fel de trader. Da. Întrebare, avem vreo pe jur posibilitatea să facem o torță? Hai că, opa, stai că avem posibilitatea, ok. Asta se ține după mine? Așa s-ar părea. Stai, mă, nu e un trader? Eu știam că e un fel de trader. Blue mushroom. Ok. Hai să facem torța aia, că nu văd nimic și mă... De fapt, stai așa. Da, pot să fac și torța și da. You can't carry anymore. Ok. Ce putem să aruncăm momentan? Hai să aruncăm ăsta, că nu știu ce e cu el și nu o să-l... Folosim în momentul de față. O să mă interesez după aia să văd ce este între episoade. Ok, deci eu nu văd absolut nimic interesant pe insula asta, adică în ideea de ce am eu nevoie. Aud șerpi. Uite, am putea să încercăm acum chestia aia cu Abigail's Flower. Hai să ne punem un foc peste noapte. Momentan. Așa. Hai să frigem niște chestii. Hai să le mâncăm aici, să stăm noi liniștiți. Așa, și sunt curios, hai să vedem Abigail's Flower. Dacă fac click stânga. Nu. Cum o chem eu pe Abigail? Stai așa să ne pregătim aici. Vine după noi? Of course că vine după noi, că de ce n-ai venit după noi? Cum o chem pe Abigail? Uite la ei, uite la ei, tupeu. Aha! Hei! M-a luat foc! Nu, ia-l de jos! Am trecut prin foc. Ok. Come on. Ashes. Bravo. Ce ciudă mie că arsă la acolo. Salut, dude. Ok, hai niște semințe să luăm de aici. Deci pentru 2 secunde am uitat că pot să apăs space să iau chestii de pe jos. Nu, dar serios acum, cum... Nu pot să iau din prima? Nu știu să-l părea că nu merge să iau din prima, ok. Nu realizez exact cum trebuie să o chem pe Abigail. O să mă mai interesește chestia asta pe parcurs. Ok, dude. Băi, noi suntem cam prost cu mâncarea, suntem cam extraordinar de prost cu mâncarea. Hai să ne uităm un pic de tot pe hartă. Se pare că pe aici, în stânga jos... Uite, ar fi trebuit să... Să facem aici astea.
Deci avem la Buffalo dintre ăștia o grămadă. Ce se uită? E super atent. Și încă, what the hell, câte insule, frățică. Oh my god, câte maimuțe. Oh my freaking god, câte maimuțe. Ești nebun la creierii, capul nu pot să cred. Okay. Și așa o să vină după mine, of course. Și uite acolo, hai, am o piatră cu aur. Ia uite, frate, ești nebun, nu găsesc o piatră cu aur. Mamă, câte maimuțe. Oh my god, câte maimuțe. Tăticule, păi nu prind nimic pe aici, pe insula asta. O să mor de foame. Dacă, uite, le strâng și până și berry bush-urile o să fies. Oh my god. Aha, semințe. Ha, fraiere. Bun, hai să ne întoarcem la... Deci nu, nu avem maimuțe. Nu avem maimuțe, doamna, și la mine. Nu avem șanse pe insula asta, ok? Bine. Ta-na-na-na. Bun, unde ne mai putem duce? Mă bate gândul, uite aici, în sus și la stânga. Hai să vedem. Deși stai așa, cât de departe suntem de... Nu fac bine. Ok, sunt pe... Ai la stânga și în sus? Supăratule! Câte lemne mai avem? Avem 6 lemne. Cred că am putea să... Din tine picăm ceva, să sperăm că nu. Și ăsta ne dă și bețe, dacă nu mă înșel. Pick up leaves. Opa, stai așa, ușurel, ușurel. Așa, perfect. Deși sunt bețe ude, din păcate. Bun, hai că facem rost și de niște paie pe parcurs, ceea ce nu este absolut rău deloc. Bun, mai avem jumătate de zi în care să găsim ceva de mâncare. Ok, la seaweed-ul ăsta de aici. Hai cu tata. Mulțumesc. Păi n-avem altă șansă decât să mergem acum în sus. Aici ce e ăsta, că nu mai știu. 1 din 49. Nu mai știu ce e. E prima zi din 49 de Mile Season sau ce? Slippery Spear Gun? Ce-i asta, frățică? Ne-am făcut cu una gratuită. Stai să treacă și valul ăsta și după aia o luăm pe... Ce dubios așa, pur și simplu, în mijlocul oceanului să ai un... Și Spirgan mi se pare că merge pentru a strânge pești din ocean. Ceea ce nu e tocmai rău. I am full of emptiness, ne zice. Ok. Bun, hai să mergem în sus. Spirgan. Aș putea eu oare să încerc aici să road to shore? N-a că s-au speriat. Ok. Interesant. Mă, dar de ce întotdeauna mă duc împotriva astora că mor? Ne. Death will find you. Really? Nu. Ah, dar nu mai am spațiu în inventar. Bun, deci am găsit și un coral, ceea ce e bine. Examine shoal. Nu știu cum să-i prind. I must prepare. Aoleu, da. Băi, stai că m-am luat cu altele. Nu. Cred că trebuie să ajung la un anumit nivel de fericire ca să pot să... Bă, hai să mergem repede în sus, fraților, că
vine noaptea și ne prinde pe mare și s-a încheiat aici treaba. Și chiar ar fi păcat. Chiar ar fi super, super păcat pentru că am văzut acolo că e... Bă, ăsta de început e super șmecher. Hai, dude, hai. Așa, hai să vedem aici. Poate reușim. Avem noroc un păianjen acolo la naiba. Hai să păstrăm asta așa lung de mână. Aud șerpi la naiba. E bine, înseamnă că pe aici nu sunt maimuțe. Mamă, câți păianjeni și câți șerpi sunt, ești nebun. Oh my fucking god. Avem până și un swamp. Nici nu vreau să mă gândesc. Oh, I am liking this. This I like, yes. Mamă, că șerpi sunt, ești nebun. Bune nebu. Dar știți ce nu văd în continuare? Nu văd o piatră dintre aia șmecheră. Nu. Știi ce? Hai să ne băgăm aici să mâncăm un picuț. Așa, avem o grămadă de seaweeds. Le băgăm și pe astea. Hai că avem ce să mâncăm astăzi. A, uite acum arată altceva. Altcumva aici asta. Bun. Pot să iau asta din inventar. Aș vrea să-mi fac o torță ca să mă pot mișca un pic prin întuneric. Nu. Ce repede trece noaptea în sezonul ăsta. Găsim și pe ăsta. Și să vedem dacă putem să frigem pe foc. Da. Hai cât mai e flacăra aia micuță acolo. Hai bagă. Bun. Stai că se salvează, bineînțeles. Ca de obicei aceeași probleme cu salvatul. Ok. Piatră. Piatră, my friend. Piatră, mama Ida, piatră. Noi așa am venit. Văd aici o piatră, dar nu știu dacă e din aia de care vrem noi. Hai să luăm ușurel pe stânga pe aici. Și need some space. Ce înseamnă și need some space? Înțeleg. Ce înseamnă asta? Darkness has returned? Nu, it has not returned, my friend. Păi, deci în momentul de față stăm relativ ok cu mâncărica. Avem aici în plus câteva astea și vedem că insula e plină de berry fruit, ceea ce mă bucură foarte tare. Oh, slavă cerului! Finally! Două chiar! Oh. Bun, hai să luăm și pe asta de aici. Nu! Mi-a furat ăla, mă, ești nebun! Avem pe noua pe insulă de ăsta de maimuțe? Vine după mine? Da. Vine după mine. Am aproximativ. Hai să ducem numai pe engine, because fuck it. Mușcă-l pe fraier. Mușcă-l pe fraier. Mușcă-l pe ăla cu... Mușcă maimuța! Mușcă maimuța în pui mei! Oh my god, stai așa, ce? Aha.
De aia, acolo era buba. Ok. Perfect. Și mai putem să mai luăm ceva? Nu. Can't carry anymore. Bun. Eu vreau să-mi fac un prieten. Așa, și ăsta aruncă chestii pe jos. Bun, mi-am făcut un prieten. Așa, și fiți atenți, băieți. Vreau să-mi atacați pe ăsta. Și două maimuțe, o să atace o maimuță. Hai să vedem care pe care. Ne-am făcut prieteni. Hai, fraiere. Și am făcut rost de banană. Perfect. Bun, banana asta acum. Hai să aruncăm nitreul ăsta. Ia veniți voi mânca, prietenilor. Aici. Prietenii mei, cei mai buni prieteni. Bun, hai să mai vedem aici ce mai putem ataca. Nu știu, examine plants. Nu pot să mă duc. Examine jungle, nu știu ce. Mai avem loc în inventar să... Nu știu. Ce aș putea să arunc? Hai să mâncăm un pic, poate reușim să le terminăm pe astea. Încă una, cât îmi dă? 12. Hai să luăm de aici asta. Bun, dragilor, cam atâta pentru episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Deci vedem că, de fapt, maimuțele ne pot fi de folos destul de mult. Numai că trebuia să știm să lucrăm cu ele. Că, na. Cum văd și eu jocul așa pe parcurs, mai ne uităm pe wiki, mai chestii de genul ăsta. Deci ce trebuie să facem pentru data viitoare? Trebuie să vedem exact cu ce se mănâncă Abigail, cum putem să o adunăm, să o strângem. Stai așa, mi s-a dus torța? Cred că mi s-a dus torța. Eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu noi până aici, un mic like, un comment, un share, poate o abonare dacă nu s-a făcut deja. În seara București, în seara mea, aoleu, pe data viitoare. Gata, ia omorâ, mă. Și pe ultima acum și gata. Ce-a rămas în urma lor? A rămas un snake skin și un grass. Bun. Pa, pa. Ce pot să vă mai zic? Așa, așa, așa. Atacă-l pe fraier, atacă-l pe fraier. Ești bun, bătaie între păianjeși. Nu, stai așa, nu putem. Trebuie să vedem asta. Oh my god. Oh my god, câți șerpi. Dude, that was brutal. Deci mie o să-mi fie frică de șerpi de acum că la... Na, ești nebun că se duc toți așa, așa, așa. Oh my god! Iubiți, la asta nu mai vine.